Revenim la... La cafea. La Lilia, cafea. Din nou. Ne scoate pe toți la cafea asta. Iar? În oraș, da, așa e când vine Brad Pitt în vizită la ea prima. Păi ia să vedem. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Da, era mult mai ușor dacă v-aș fi scos pe toți la cafea în dimineața. Da, dar spune de ce. Pentru tine ar fi fost mai ușor ca toate aparatele astea să le folosești doar din... Din aplicație. Eu am crezut că despre asta este vorba, că totul este la doar un click distanță, așa cum am spus, mă trezesc dimineața. Și ce să vezi, mai trebuie să faci și taciul. Și spală singure prin aplicație. Asta mi-imaginam. Mă rog, ele își fac tot felul de programe prin care analizează cumva situația și se curge totul acolo, tot ce nu-ți mai trebuie. Deci sunt deștepte oricum, doar că se poate și mai bine. Eu aștept să tu aștepți generațiile următoare. Să ele. Da, să nu mai muncim deloc, doar să vină și Brad Pitt. Uitați-vă la... Bucală, o cafea. Da. Uitați-vă la noi că am reușit să îngurgităm câte ceva de acolo și încă nu am început să lătrăm, deci e bine. Am preparat deja un... Ce-ar fi? Am preparat deja aici... Da, dar... Corect. Uite, bună idee. Andrei de la Sunet spune, dacă bem multă cafea de la Brad Pitt, ajungem să vorbim ca el, ajungem la Hollywood? Da, și avem salariul lui. Asta ne dorim noi, de fapt. Să rămânem la cafea. Deci ziceți cu cafeaua. Asta este cea pe care n-am apucat să o gust. Da. Apă caldă să avem. Că... Este un aparat care costă 14.000 de lei, aproape. Da, știu da? Ordinea. 130 și ceva cu de sau fără milioane. Cafea pe viață. Fără cafea. Pe viață. Adică până la urmă poți să spui ce fel de cafea vrei tu, pentru că poți adăuga trei tipuri diferite de cafea. Dar mă încântă în doar nebune. Capsule. Nu, aici avem doar capsule. A, și acolo e cafea? Și aici este cafea. Aici? Am fost atentă. Aici și aici avem cafea, râșnită, mai multe tipuri de cafea pentru fiecare dintre recipiente. Da, mă, Iulicica, mă, dar la 14.000 de lei un aparat, mă. Mie mi se pare enorm. Pe bune, acum nu da, zic acum că... sunt oameni care iubesc foarte mult cafeaua, okay. Deci putem să înțelegem. Și care își permit astfel de aparat. Dar și eu iubesc cafeaua foarte mult și am supernă două pungi și stau cu ele acolo tot timpul. Da, și nu sau le face nimeni și poți colegul nostru... aplicație vrei tu. Da. Sau ne-a spus colegul nostru Codreanu în dimineața aceasta că el își face cafeaua la filtru. El m-a refuzat politicos și mi-a spus că ce face el... E mult mai bun. Nu, păi a fost frică, spune-mi. La ibric, pardon, la ibric. La ibric, da. Și Neti la fel. Da. Neti, îți mai fac și un espresso de aici. Știu ordinea. Încep de la stânga la dreapta. Mai dă-mi o dată ca să fie la rând, așa. Caracteristici. De la stânga la dreapta. Pe acest aparat, pe acest Nespresso, putem să ne facem la fel, o multitudine de cafele. Eu am să-i fac acum lui Neti tot un espresso, scurt, da, cum ca îi să place fie ei. La fel. Dar designul este într-adevăr impresionant. Așa. Da. Vedeți că s-a tras un sertărel aici. Da, este din inox. Un etaj. Avem un display de 9,5 inch. Din păcate, acest dispozitiv nu funcționează împreună cu o aplicație, dar cred că acesta este următorul pas pentru ei. În spate avem un recipient în care putem pune până la 2 litri de apă și primim și o notificare pe acest display în cazul în care nu am pus suficientă apă sau este nevoie să punem lapte, pentru că aici există, cred eu, partea cea mai interesantă a acestui espresor, faptul că îți prepară în același timp, el este dotat cu două boilere diferite și îți prepară în același timp atât cafeaua cât și laptele. Și dacă ești un barista priceput sau un pasionat de cafea, chiar poți să și creezi tot felul de... Să faci frișcă. Da, frișcă sau să creezi tot felul de desene, să faci tot felul de lucruri. Dar acum, nu știu, v-am zis, astăzi am învățat multe lucruri. Ne mai întâlnim să experimentăm. Să experimentăm. Și mai trebuie să-ți fac o cafea cu DeLonghi. Vreau să vă prezint și aplicația DeLonghi. Și Mile are aplicație. Da. Cred că se vede acum pe telefonul meu. Aceasta este la Mile, da? Aplicația. Și avem aplicație și pentru DeLonghi. O să facem acum... tot un espresso trebuie să-ți fac, Neti, da, nu? Tot așa. Așa. Bei cafea destul de tare. Ca să fie aceeași intensitate, da. Dar pun și puțin zahăr. Aici nu este. Dar așa o testăm mai bine. Da, auzi, dar poate fi programat de seara pentru dimineață? Nu, din păcate nu. Adică o trebuie să evolueze. Procesul e...
Ai, mă, Iulia. E, da, bine, Andreea e obișnuită cu slow cook, ea vrea slow coffee, nu merge. Nu e la fel ca și cu rufele. Păi... Nu e, da, nu e ca la mașina de spălat, păi... nu merge chiar așa. Să le faci pe toate. Este totuși un pas înainte, adică putem spune că acum espresoarele de cafea sunt mai inteligente ca niciodată. Simplu fapt că printr-un click poți să-ți prepari cafeaua înainte de a te ridica din pat, trebuie doar să-ți lași cana pregătită la espresorul de cafea. Vreau să întreb, la cana cine o duce până la espresor? Da, am vorbit și despre asta ora trecută. Și după aia nu spală cana. Nu, nu spală cana, nu. Păi asta, noi asta am crezut, oameni buni. Da. Am crezut că gata, se va întâmpla totul. Lasă, lasă, că dar cred că curând o să ajungem cu puterea minții să... nu o să mai fie nevoie de aplicație, așa. Știi? Bun, deci am înțeles, Brad Pitt e la voi în partea aia, Clunie da. Dincolo și da. Celălalt de costă cel mai mult cât costă. Cine? Sincer, nu știu, cred că... Cât, da. Dar Neti acum ne spune, da. Este proba de foc. Yes. Ea a gustat din toate cele acesta trei este soare. Cel mai tare. Tare, tare. Strong, adică simți direct în moalele capului, așa. După aceea, acesta pe care mi l-ai dat da, acum. Ultimul. Da. Și ăsta este... mai light un pic. Mai light un pic, da. Bun. Tu bei cafeaua destul de tare. Da. De asta mi-am dat seama. Da, cam cu 3,5-4 lingurițe. Și ai la ibric. Că, la ibric, da. Și ai spus că o preferi așa, dar da. Cred că te-ai impresionat un pic și ce ai văzut în dimineața aceasta. Da, aici. Normal. Din punctul normal, tău de vedere. Că beau care ar... și de asta aici. Care ar fi cea mai importantă funcție pentru tine? Aplicația? Să știți că Net este destul de pricepută, să nu o subestimați, se descurcă și pe social media, da, se descurcă bună, și cu aplicații. E bună aplicația, da, dar tot manopera. Deci eu aici mă atașez. Mulțumim tare mult, Neti. Că e tare. Neti, ne atașăm de o parte și de cealaltă a aparatului ăla, da, și după acolo mă atașez astăzi. Rând, dar Andreea, mâine faci tu cafeaua, te rog. Da, da. Sigur, mâine dau eu cafeaua, e în regulă. Bine, eu aduc macu de la covrigi. O să aduci și... Gogoș? Gogoșile. Prăjituri au caise. Caise, da, sigur. Nu, facem, vă dăm și iaurt, vă dăm de toate. Caise. Și murături, și ce o fi pe acolo? Și... Pafetelor, mersi, să rămână. Mulțumim.